Pe 4 mai, Primăria Craiova anunța cu surle și trâmbiță că după 3 ani de pauză, tramvaiele vor circula din nou în Craiova. După 48 de ore, primul tramvai a căzut pradă unei defecțiuni și a fost tractat de o basculantă spre stupoarea craiovenilor, care se așteptau ca după recondiționarea acestea să funcționeze așa cum trebuie. Ulterior, celebra basculantă și-a făcut de mai multe ori apariția pe șine din cauza altor defecțiuni apărute la tramvaie. Directorul Regiei Autonome de Transport Craiova a explicat pentru Alege TV de ce apar aceste probleme. În ceea ce privește tramvaile, în primul rând trebuie menționat că acestea au o vârstă de aproape 50 de ani. Sunt tramvaie vechi, ceea ce s-a făcut în acești 3 ani de zile în care circulația tramvaielor a fost oprită. A fost o reparație dezvoltată a lor, o revizie generală, însă nu s-au înlocuit niciun fel de component electronic. De aceea toate problemele care au apărut la tramvaiele pe care le-ați văzut și dumneavoastră și pe care le-ați prezentat cu probleme au venit pe partea electrică și electronică a lor. Fie a sărit o siguranță și atunci am fost nevoiți pentru a nu periclita circulația întregului sistem de tramvai să-l tractăm către depou, fie a fost scurt circuit, fie am avut probleme la sistemul chopper, fie au fost probleme la pantograf. Au fost probleme care s-au rezolvat în aceea zi, dar care au apărut des. Însă directorul RAT Craiova spune că locuitorii Craiovei trebuie să se mai aștepte la astfel de defecțiuni. Aceste tramvaie fix, același model, același an ca și tramvaiele care sunt în Craiova, se găsesc peste tot în țară și peste tot în Europa. Probleme pot apărea oricând. Chiar dacă sunt tramvaie noi, chiar dacă sunt tramvaie vechi, probleme pot apărea. Noi anticipat ne cerem scuze dacă vor mai interveni asemenea probleme la tramvaie. Noi suntem pregătiți să intervenim și cu autobuze dacă circulația se întrerupe. Cât privește refacerea unor peroane care au fost construite la distanță prea mare de tramvai, Manda a precizat că săptămâna viitoare se va întruni la primărie o comisie formată din reprezentanții administrației locale, cei ai constructorului și reprezentanții ai ADR pentru a se lua o decizie.